venit, vedem a doua zi de lucrări la sensul giratoriu de la Lumina. O lucrare care s-a lăsat mult așteptată. Vedem și în momentul de față care este situația traficului în zonă, mult afectat de faptul că această intersecție, din punctul meu de vedere, nu era bine organizată. De aceea, încă de la, cred că, sfârșitul anului 2018, m-am implicat susținând demersul locuitorilor din comuna Lumina și a domnului primar pentru a realiza acest sens giratoriu. Inițial am venit cu propunerea de a se realiza un sens giratoriu provizoriu pentru a fluidiza traficul încă de la începerea sezonului estival 2019. Lucrul acesta nu a fost posibil în anul 2019, iar de când am preluat mandatul de prefect, nu vreau să spun vorbe mari, dar una dintre priorități a fost și aceasta, realizarea sensului giratoriu de la Lumina. Știm foarte bine numărul mare de evenimente rutiere care se înregistrează în această intersecție. Vedem zona de nord a stațiunii Mamaia, că s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Năvodariul s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Avem agenți economici care transportă pe această rută, cum este, nu știu, pot să spun numele, Namibia. Avem un trafic mare în timpul sezonului estival, cu toți turiștii care pleacă pe autostradă pe acest drum. De asemenea, pe drumul de la Tulcea, toți producătorii agricoli care recoltează timpul verii trec prin această intersecție, deci vorbim de o intersecție intens circulată. Acest sens giratoriu este, va fi realizat pentru a fluidiza traficul în zonă, pentru o siguranță mai mare a participanților la trafic și mă bucur că în sfârșit lucrările au început. După cum vedeți, se lucrează. Timpul, termenul de finalizare, înțeleg că este undeva la sfârșitul lunii iulie. Îmi doresc să vedem sensul giratoriu realizat cât mai repede și astfel de situații, cum le vedeți în imagini, de cozi interminabile care se fac până la mijlocul localității Lumina, să nu le mai vedem în perioada următoare. Este adevărat că ați amânat cine când ați venit aici? Așa este, da. Din acest motiv am întârziat, cer scuze pentru întârziere. Într-adevăr, am fost implicat într-o tamponare pe drum spre dumneavoastră, eram în spate, sunt în regulă, a venit poliția la fața locului, eu personal am sunat la 112, am anunțat evenimentul, unul neplăcut, vă dați seama, l-am ajutat pe domnul care era în mașina tamponată să se dea jos, a venit salvarea, înțeleg că este transportat la data de primiri urgențe, venim poliția la fața locului, ia declarații, toată lumea își face treaba așa cum trebuie să o facă. Mulțumim. Pentru puțin, mulțumim.